Exercițiul a fost desprins parcă dintr-un film polițist. Angajați închisorii au aflat că există posibilitatea ca deținutul cazat la secția exterioară, Movila Vulpii, să fie ținta atacului unor grupuri extremiste, iar la nivelul conducerii penitenciarului Ploiești s-a luat decizia ca acesta să fie mutat la sediul unității. Problema este însă că în momentul în care s-a ieșit pe poartă cu persoana încarcerată, convoiul de însoțire a fost atacat de teroriști. Un asemenea scenariu se poate întâmpla cotidian. Deci în fiecare din zilele în care noi executăm un asemenea gen de misiuni. Situația a fost rezolvată cu succes, iar atacatorii au fost surprinși într-o ambuscadă și capturați. Lasă gălăgia! Era un transport cu un grad deosebit de risc și în situații reale procedăm exact ca la antrenament. De fapt, ăsta este și scopul antrenamentului, să asigurăm o reacție optimă în condiții de pericol. Într-o situație reală este o chestiune de secunde. În situația exercițiului ne-am mișcat un pic mai încet decât am face atunci când am fi plin de adrenalină. În autoturismul folosit de teroriști a fost descoperit un dispozitiv explozibil improvizat și a fost detonat de către echipele de pirotehniști, care au intervenit în detenționarea și stoparea acestui eveniment. Este un eveniment în premieră în sistemul penitenciar, modul în care a fost organizat acest eveniment, în colaborare cu Direcția de Informații Județene Prahova, structura ATO, în colaborare cu Ruparea Mobilă Matei Basarab. Autoritățile locale spun că antrenamentele au un caracter permanent, iar ele vor fi tratate cu mare seriozitate de către toate forțele implicate în rezolvarea situațiilor.